Desigur, au fost foarte multe competiții, mai ales anul trecut, care au fost amânate. Probabil cel mai mult îmi lipsește din perioada dinainte de COVID sentimentul libertății sau confortul sentimentului libertății. Tatăl meu este și antrenorul meu de pregătire fizică și ne-am vaccinat împreună. Cu toții știm că acesta este pasul absolut necesar pe care trebuie să-l facem și să ne-l asumăm pentru a putea merge înainte. Am tot auzit cunoștințe ale cunoștinților, chiar și persoane care au decedat din această boală și cu siguranță nu este ceva cu care să ne jucăm. Am citit și eu fel și fel de teorii ale conspirației, cum se spune. Când aud raționamentul pe care aceste persoane îl invocă, pentru mine pur și simplu nu are sens. Am cea mai mare încredere în medicii care au săvârșit atâția ani în acest domeniu de cercetare. Acesta este cea mai bună unealtă pe care o avem pentru a combate această situație și acest virus. Numai vaccinarea poate pune capăt pandemiei. Sunt Robert Glință, campion european la natație și m-am vaccinat. Vaccinează-te și tu!